Gelu Vlașin este izolat la Madrid alături de soția sa Cristina și cei doi copii ai lor. El pune în balanță veștile triste și posibilitățile de a-și păstra tăria psihică. 19 zile de carantină, 19 zile de izolare. Complicat, dificil, mai ales că cifrele sunt absolut infernale, cel puțin aici în Madrid. Nu există o zonă în momentul de față în care să nu existe contagiați cu coronavirus. În Madrid, iacătă, sunt în jur de 4200 de morți, din totalul celor peste 10.000 înregistrați în Spania, doar 950 în ultimele 24 de ore. Încercăm să fim tari, să rezistăm psihic. Cristina își continuă clasele online, se aude pe fundal sonor pianul ei. Copiii acum sunt la teme, iau ticotind în camere. Cei mai fericiți cred că sunt Toby și Pirata, câinele și pisica. Ei sunt încântați, n-au nicio treabă, sunt super fascinați de această carantină și se întreabă ce căutăm noi în casa lor, cum ar veni. Sunt și vești bune, 20% din totalul celor contagiați s-au vindecat deja, sunt peste 20.000, e o cifră bună și crește în fiecare zi. Asta e un semnal bun. Apoi, sigur că bătălia cea mai cruntă se dă în linia întâi, acolo unde medicii, infirmierele sunt în situație delicată. Dacă se continuă așa, autoritățile spun că sistemul sanitar spaniol va intra în colaps, cel puțin în anumite regiuni unde terapia intensivă este supra-solicitată, practic nu mai sunt locuri. S-au creat spitale de campanie. Cum merg temele? Bine. Spune, am terminat. Spune, curaj și speranță. Fie speranță. Să fim tari, curaj și speranță că o să trecem și peste asta. Și la final totul va fi bine. Sper așa. Dar eu cred că după asta o să vină altceva. Spune și tu, curaj și speranță. Curaj? Spune, curaj. Curaj. Și speranță. Speranță.